eticheta, ajutor sau piedică. Resurse educaționale pentru clasa 7 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. La ce te gândești citind cuvintele care tocmai au apărut pe ecran? Sunt aproape sigură că cel puțin unele dintre ele îți sunt cunoscute. Încearcă să-ți amintești în ce situații le-ai auzit sau poate le-ai folosit. I-au fost adresate. Privește acum aceste imagini. La ce te gândești? Ce crezi că reprezintă aceste cuvinte asociate fiecărui copil? Eu mă gândesc că acestor copii au fost lipite niște etichete. Ce este o etichetă? Dacă ne referim la produsele pe care le găsim pe rafturile unui magazin, Eticheta îți oferă informații referitoare la denumirea, ingredientele, prețul produsului, eventual instrucțiunile de utilizare sau alte asemenea detalii care te ajută să identifici și să diferențiezi produsele între ele. Uneori, etichetele îți pot atrage atenția asupra produsului și prin culoarea sau mărimea lor. În cazul oamenilor, Etichetele îndeplinesc aceeași funcție și anume transmit rapid informații, însă ele pot să nu reflecte realitatea despre acele persoane, putând evidenția doar anumite detalii sau să fie o părere a cuiva. Etichetarea sau folosirea unei etichete înseamnă a descrie pe cineva printr-un cuvânt sau expresie scurtă, ignorând poate. Alte aspecte legate de ceea ce știe sau poate să facă acea persoană. Etichetele pot să fie negative sau pozitive. Analizează cu atenție etichetele asociate copiilor și grupează-le în funcție de cele două categorii. Etichetele pozitive sunt cuvinte care exprimă ceva de dorit, de apreciat, iar cele negative exprimă ceva neplăcut sau nedorit, ceva de evitat. La această clasificare te-ai gândit și tu? Așadar, etichetele nu surprind totalitatea caracteristicilor unei persoane, ci vizează doar aspecte izolate, care, de exemplu, se pot referi la comportamentul sau înfățișarea unei persoane. Ele vorbesc despre ceea ce simte și experimentează. Cel care le spune într-un anumit moment față de cel spre care se îndreaptă eticheta. Spre deosebire de feedback, care și el poate fi pozitiv sau negativ, fiind de fapt un răspuns la comportamentul unei persoane, nu la persoană în general, etichetele, indiferent că sunt pozitive sau negative, pot avea efecte nedorite asupra noastră. Pe de altă parte, Feedback-ul spre deosebire de etichetare sprijină dezvoltarea personală, încrederea în sine, îmbunătățește comunicarea și relațiile cu ceilalți. În locul etichetelor, ar fi de dorit să folosim feedback-ul, întrucât acesta face referire la comportament și nu la persoană, precum eticheta. O etichetă negativă. Poate determina trăiri emoționale intense și neplăcute, cum sunt tristețea, regretul, rușinea, furia, dezamăgirea, scăderea încrederii în sine. Pe de altă parte, poate conduce la scăderea autoeficacității, adică a încrederii că poți să faci ceea ce îți propui, și la manifestarea unor comportamente nedorite, cum ar fi izolarea. Refuzul de a comunica sau chiar asumarea etichetei și conformarea cu aceasta. Eticheta pozitivă poate îndepărta o persoană de la exercițiu și efort. Îi poate scădea motivația pentru implicarea în activități. Care crezi că sunt emoțiile unei persoane de care se lipește o etichetă pozitivă? De exemplu, eticheta deștept. Îl poate determina pe cel căruia îi este adresată să învețe mai puțin, să refuze să lucreze suplimentar, considerând că se va descurca oricum, sau din potrivă. Îl poate ambiționa să depună eforturi ridicate, simțindu-se astfel presat de așteptările celorlalți și să-și dorească să nu-i dezamăgească și să nu greșească niciodată. În general, etichetele pozitive pot conduce la creșterea exagerată a autoeficacității, ceea ce determină efecte negative asupra performanțelor obținute. Pentru a afla ce poți face atunci când îți este lipită o etichetă, te invit să analizezi exemplul prezentat. După cum observi, atunci când, de exemplu, ne este atribuită eticheta rău, am putea să ne gândim la următoarele comportamente care ne caracterizează și care nu susțin eticheta. Amintește-ți acum de o etichetă care ți-a fost atribuită sau lipită. Notează-o în caietul tău. Scrie comportamente, calități sau caracteristici personale care explică faptul că acea etichetă nu te caracterizează. La final, fă schimb de caiete cu un coleg. Și completează lista comportamentelor notate de el, astfel încât să nu susțină eticheta scrisă de acesta, și să-l ajute să-și crească încrederea în sine. Îți recomand să realizezi acasă un panou pe care să-ți notezi calități personale, abilitățile tale, adică ceea ce poți face cu ușurință, succesele tale sau alte aspecte personale. Acesta te poate ajuta să-ți dezvolți încrederea în ceea ce poți să faci, conștientizând că etichetele care ți-au fost lipite nu surprind toate caracteristicile tale. Alege să înlocuiești eticheta care ți se atribuie cu imaginea panoului care descrie în mod obiectiv și sincer cine ești tu.